Luna lui Făurar este marcată de nașterea marelui poet Grigore Vieru, iar cei care îi cunosc poezia și care i-au admirat operele nu-l vor uita. Totodată, la 14 februarie, în întreaga lume, este sărbătorită Ziua Îndrăgostiților, care îi încurajează pe oameni să-și facă surprize frumoase în această zi. Iar la 24 februarie, românii de pretutindeni sărbătoresc dragobetele. Ce alte activități vor avea loc în această regiune de nord a țării, aflați în cele ce urmează. În luna februarie vor avea loc un șir de activități culturale consacrate marelui poet Grigore Vieru. Centrul de Cultură Glodeni invită spectatorii la 16 februarie la o manifestație consacrată creației marelui poet al neamului. Anul 2015-2016 se decurg sub egida anul Grigore Vieru. În luna februarie pregătim o manifestație culturală dedicată acestui mare poet, care va avea loc în Casa de Cultură, în Sala Mare, pe data de 16 februarie, la ora 14. Noi, pe parcursul anului 2016, ne-am organizat în astfel agenda noastră, că în fiecare lună să avem o manifestație culturală de nivel regional. În Raionul Râșcani, în cinstea poetului, la 14 februarie, în Biblioteca Publică Raională, va avea loc serata literar-artistică cu genericul Grigore Vieru, om de excepție și mare poet. Tot la 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, va avea loc un concurs Jumătatea ta, unde vor participa familiile tinere, cât și elevii claselor mari. În cadrul acestor activități planificăm să organizăm expoziții, diverse expoziții de carte, serate tematice, recital de poezie, medalion literar, precum sunt serata literar-artistică cu genericul Grigore Vieru, om de excepție și mare poet, organizat în Biblioteca Publică din orașul Râșcani pe data de 14 februarie. Odor de Vieru, serata literară Eu sunt poetul acestui neam. De asemenea, avem serata literar-muzicală Grigore Vieru, poetul de dor al Basarabiei. Încă o serată literar-muzicală care va fi organizată în bibliotecile din Raionul Râșcani cu genericul Și sunt dat cuvântului ca graiul pământului. În Raionul Iedeniț, la 12 februarie, va avea loc un seminar cu participarea instituțiilor de cultură din Raion, unde se va discuta despre programul de activități pentru anul 2016. Apoi, cei prezenți vor avea parte de un program artistic organizat de Casa Raională de Cultură. Avem seminarul raional cu toți angajații din domeniul cultură. La acest seminar va fi discutat programul de activitate pentru 2016. Va fi discutat totul despre activitatea secției raionale de cultură împreună cu toate instituțiile de cultură din raion și totodată în această zi, la acest seminar, va fi prezentat un program artistic organizat de Casa Raională Cultură Iedineț dedicat marelui Grigore Vieru. Anul 2015-2016 este anul consacrat marelui poet Grigore Vieru. Astfel, cele mai reprezentative opere din creația marelui poet național vor fi prezentate prin expoziții de carte și recital de poezie cu participarea elevilor.